Salutare! Sunt împreună cu Mihai și vom face un test extrem. Avem vechiul Suzuki Samurai și noul Suzuki Vitara 2022 și să vedem care câștigă. Vom face un test de tracțiune. Vom tracta ambele mașini cu fața și vom trage să vedem care dintre ele va câștiga. Haideți, voi să mai aveți un pic! Haideți! Haideți! Da, super! Este un loc perfect pentru tras. Oricum știm de la început cine e câștigătorul, pentru că ceea ce contează cel mai mult este asta. Asta. E nisip, nu știu. Poți să rămâi. Du-te dacă vrei. Da, e tare. E tare. Nu rămâi. Nu știu, o groapă mare ai. Hai care se descurcă bine. Ne filmezi pe amândoi? Da. A. Să te uiți, deci asta pentru TikTok, asta pentru... Da. Sau cred că pot să-l fac și pe asta TikTok, da? Nu. Asta-l editam direct după telefon, știi? Să-ți spui când îi dau drumul pe TikTok. Păi dai drumul la filmat. Dai un piculeț mai în spate ca să... Să avem spațiu să nu le lovim. 3. Dai. Dacă sunteți curioși cine va câștiga, ne vedem pe YouTube. Băi, iau. Băi, nebun, te-a tras, ai boss, ești nebun. Ia uite, făcut grup. Da, la mine, mi-ar toate roțile? Da, toate. E mai ușoară și de-aia. Ce pierde? E mai ușoară. A, uite aici. Bă, nu credeam că te trage, e nebun. Mamă, uite ce e sub... Băi, să te spară de aia.
Noua Suzuki Vitara e câștigătoare. Când nisip un băgă, sărea nisip în gură. Ia fii atent. Ia uite ce ești pe mașină. Și aici. Și săraca cât a săpat. Ia uitați-vă cât a săpat. E o jumătate de metru, e mâna până la cot. Ce mișto. Suzuki Vitara 2022 winner, câștigător pe tracțiune number 1. A tras Suzuki Samurai. Așa că Suzuki Vitara câștigă această bătălie. Ia-i un pic certificatul. Ia-i să vedem ce greutăți au. 1370. Și asta. Asta G-ul e 870 de kg. G-ul 1298 care. Pe 1. Nu, pe 1 e cilindreia. Ah, și G-ul e masa ei. E ușurică. E ușoară, vezi, ușoară. Adică e dublă ca greutate. 1370 are data. Și asta are 870. Da, absolut, mă, dă-mi o conștere. Uite, să știi că nu mă... Nici eu nu puneam. Tot așa.